Bună ziua și bine ați venit la prima noastră conferință de presă a echipei ACS Vulpițele Galbene, fotbal feminin. Suntem aici și apreciem faptul că ne-ați onorat cu prezența să facem primele declarații cu privire la începutul sezonului. Pentru noi, peste câteva zile, va debuta sezonul 2018-2019, Liga a doua de fotbal feminin. Cu privire la lotul pe care am să-l folosesc în acest sezon, vă pot spune că am avut câteva fete care au părăsit echipa din motive întemeiate. Unele au mers să studieze, altele și-au urmat cursul vieții și au plecat în străinătate pentru a lucra. Acum noi am încercat să, pe tot parcursul verii, să închegăm un lot cât mai competitiv pentru ceea ce o să ne aștepte în Liga a doua. Am sărit un moment foarte important în a prezenta colegii și jucătoarele pe care le avem aici astăzi. În dreapta mea se află doamna Chelmuș, care este psihologul echipei noastre și face parte din staff, un om foarte activ în ceea ce privește comunicarea și colaborarea jucătoarelor și a staff-ului. În stânga și în dreapta noastră, două dintre jucătoarele reprezentative ale echipei, Anton Oana, fundaș central, și Calistru Bianca, portar. Revenind la lotul pentru acest sezon, aș putea să vă spun că am întărit echipa cu 4 nume. Spre dezamăgirea noastră, nu am avut resurse financiare suficiente de a face transferuri, dar am găsit înțelegere de a împrumuta pe un sezon jucătoare cu experiență în Liga a doua și sunt sigur că o să ne ajute să obținem rezultate bune. E vorba de un portar adus de la CSM Pașcani sub formă de împrumut, Năcuță Diana, o jucătoare bună pe care eu mi-am dorit-o, o cunosc de ceva timp și am urmărit-o în cariera ei atât la echipa din Pașcani, cât mai apoi și la echipa Heniu Prundu Burgăului, echipa de Liga 1. Și ultima echipă unde a jucat a fost Universitatea Galați, echipă tot de Liga 1. Deci o jucătoare cu experiență venită să ne ajute pentru acest sezon. De asemenea, tot sub formă de împrumut de la CSM Pașcani, un vârf de atac, Mădălina Popuțoaiei, o jucătoare de picior stâng, pe care pot să o folosesc și ca vârf de atac, dar mai cu seamă mijlocaș de bandă. Ea are o legătură strânsă cu Romanu, fiind și elevă a liceului sportiv și practicând și handbaluri, dar cei de la Pașcani i-au descoperit și talentul de fotbalistă și l-au fructificat. Mi-am dorit-o și se află sub formă de împrumut pentru acest sezon la noi. Vorbind de a treia jucătoare venită la lotul nostru, este o cunoștință mai veche a noastră, de fapt o jucătoare pe care noi am descoperit-o, Caia Maria Magdalena. Am descoperit-o la începuturile existenței clubului. Nu am reușit în momentul ăla să o folosim, fiindcă noi eram la începuturi. Am lăsat-o să meargă la Iași, la echipa Navob Iași, unde a fost și legitimată pentru prima dată. Acum ea și-a exprimat dorința de a reveni la locul de unde a plecat și este jucătoarea noastră pe termen nelimitat. Din păcate, va reveni la echipă într-o lună de zile, ea fiind plecată în străinătate să lucreze. După o lună de zile va fi jucătoarea noastră și va intra în programul echipei. Ultima jucătoare, tot sub formă de împrumut, o jucătoare cu mare experiență, Man Valentina, venită de la echipa de Liga 1 Prundul Burgăului. Eu am o relație foarte bună cu cei de acolo și sub formă de împrumut ne-au dat-o pe Valentina. Este o jucătoare care a avut evoluții și în loturile naționale Under 19, cu mare experiență, 21 de ani, mijlocaș la închidere, sunt sigur că o să ne ajute. În rest, lotul nostru este cel pe care l-am folosit și anul trecut. Avem un lot de 22 de jucătoare, în sumă 22 de jucătoare, cu care vom încerca să abordăm această competiție la un nivel cât mai ridicat.
Peste 3 zile, 3-4 zile, mai precis duminică, începând cu ora 14, vom avea primul meci pe terenul de la Stadionul Moldova. Întâlnim o echipă puternică, Vașaș Femina, se numește, de la Odorhiu Secuiesc. Sperăm să facem un meci bun și să obținem un rezultat bun. Ceea ce trebuie să precizez este aspectul legat de planurile financiare, ca să spun așa. Trebuie să menționez faptul că am obținut două proiecte în acest an calendaristic. Un proiect de la Consiliul Local Roman de 9.999 de lei, ca să spun așa, că e o sumă puțin cam ciudată, până în 10.000 de lei, și un proiect de la Consiliul Județean Neamț undeva la 33.000 de lei. Cu acești bani am reușit să asigurăm necesarul de echipament pentru sezonul ăsta, am reușit să facem un cantonament foarte bun și spun eu că lucrurile sunt pe calea cea dreaptă. Evident că sumele nu sunt de ajuns pentru a obține și performanțe maxime, dar e un punct de plecare pentru Liga a doua. În sezonul următor, obiectivul nostru este să ne clasăm pe un loc cât mai bun în Liga a doua, astfel încât să putem să ne impunem și obiective mai îndrăznețe pentru celălalt sezon. Am în perspectivă și transferul unor jucătoare de valoare, dar asta implică și anumite sume de transfer. La fete, sumele nu sunt colosale, dar când nu le ai, și acelea sunt foarte importante. În condiții în care populația este relativ dezamăgită de modul în care se mișcă sportul românesc, atât local cât și local național, adică ale ieri, mi se pare că Naționala de Junior a obținut un rezultat cât de cât mai notabil. Ce mai împinge să faceți sport de performanță? Ce mai este valabil pentru toți? De ce vă strâniți? Am să încerc eu să răspund din perspectiva mea. Eu sunt un om al sportului, mi-am dorit, am studiat în acest sens și am găsit oameni, mă refer aici la cei care mă ajută din staff, care își doresc să facă același lucru pe care mi-l doresc eu, și am găsit și materialul cu care să lucrăm, materialul uman. Și aici sunt dovezile vii din dreapta mea. Atâta timp cât o să avem cu cine lucra, atâta timp cât o să avem un pic de sprijin financiar, fiindcă fără bani absolut nimic nu se poate face, vom continua să facem lucrul ăsta și vedeți cum stau lucrurile. Obținând un pic de performanță, îți dorești și mai mult, și mai mult, și astfel lucrurile se clădesc cărămidă cu cărămidă, nu știu, sperăm noi cât mai mult. Și cât mai sus să fie. Și pentru fete, de ce fotbal? Adică, înseamnă că e un sport, e sportul rege la urmă, dar fotbal feminin e puțin neobișnuit pentru români. De ce fotbal? Noi, chiar dacă avem studii superioare, așa cum a zis domnul antrenor, ne place foarte mult ceea ce facem, adică în sensul că nu datorită jocului, ci sunt mai multe motive, colectivul e foarte strâns, relațiile sunt foarte bune între noi, facem foarte multe lucruri împreună și așa cum fotbalul feminin, chiar e la fel ca și handbalul, deci orice sport merită făcut cu plăcere și este ceva foarte frumos. Și în plus vrem să demonstrăm faptul că și fetele sunt la fel de bune ca băieții, sau poate chiar și mai bune de atât. Pentru că mereu se face diferența dintre fete și băieții. Ca finanțe, mulțumesc de răspuns. A spus ca finanțe că e clar, nu e de ajuns, sau în fine, dacă vă propuneți obiective mai mari, clar și finanțele trebuie să fie mai mari. Cum vă descurcați cu partea asta financiară, ca vorbesc sponsorizări private? La capitolul sponsorizării private stăm foarte prost, în sensul în care noi în momentul ăsta nu avem un leu venit din sponsorizare privată. Au fost mai la începuturile existenței acestui club niște
tendințe ale mele de a atrage sponsori privați și nu au fost... Nu am primit un feedback bun, drept pentru care nu am mai insistat să consumăm energie și timp pentru lucrul ăsta. Ne-am axat pe pregătirea tehnico-tactică, dar la un moment dat trebuia să avem și noi din ce să ne alocăm resurse necesare și am mers pe proiectele de finanțare oferite prin legea 350 de Consiliul Local și Consiliul Județean. Într-adevăr, resimt sau sunt printre puține cluburi de fotbal feminin din țară care nu au sponsori din mediul privat. Le resimt lucrurile astea. Sunt capitole unde ne-ar putea ajuta foarte mult. Nu știu în ce măsură ar putea veni cineva alături de noi. Noi suntem deschiși și avem toată deschiderea, dar în momentul de față nu avem pe nimeni alături de noi din mediul privat. Ați avut luna trecută la antrenament să facă preselecția? Da. Cum s-a desfășurat? Nu pot spune că a fost un succes preselecția la Piatra Neamț. Încă ne luptăm cu mentalități. În zona noastră, și nu mă refer neapărat la zona Romanului, în zona Moldovei, fotbalul feminin este încă este privit cu oarecare suspiciune. Să știți că în celelalte părți ale țării, mă refer la Ardeal, în capitală, nu, nimănui când îi vorbești de fotbal feminin nu ridici sprâncenele. La noi încă se mai ridică sprâncenele când spui fotbal feminin, eu fac fotbal feminin, de ce faci fotbal feminin? Și s-a văzut și în preselecția la Piatra Neamț. Poate nu a fost nici momentul oportun. Copiii erau foarte mulți în vacanță. Am avut 6 fete venite la preselecție, 6 junioare, dintre care 2 chiar foarte bune. Am încercat sau vom încerca să le, în discuțiile cu părinții, să vină aici la antrenamente, la pregătire. Sperăm ca odată ce din cele 6 vor veni măcar 3, să fie un punct de plecare și să ne mediatizăm și activitatea în Piatra Neamț și poate vor veni și altele. În momentul de față, atât am putut scoate din acea preselecție, ne-am dat toată sădința, am fost toți acolo cu speranța că vom găsi. Am văzut că sunt talente, dar deocamdată părinții sunt reticenți. Există un prag psihologic pe care trebuie să-l treacă fetele înainte de a intra la chirurgie, înainte de a intra în echipă, adică trebuie să lupte cumva cu, nu știu, care nu sunt fată, vreau să fac fotbal, ce să spună oamenii. Nu, 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 nu. Fetele, majoritatea dintre ele sunt mai îndrăzneți, ele joacă fotbal cu băieții în fața blocului și pe terenul de sport de când sunt mici. Chiar acum am văzut că domnul profesor are o echipă de fotbal unde are și 2 fete de 6-7 ani. 7 ani. Da, și atunci nu există un prag psihologic. Ele dintotdeauna sunt în competiții cu băieții și atunci... Cred că doar pasiunea, doar nevoia de a face altceva. De simplu, unei poate este și asta. O întrebare pentru dumneavoastră. Cred că Vulpițele Galbene e singura echipă care are psiholog din zona Românii. Cel puțin eu nu știu altă echipă care se facă sport de performanță și psiholog. Care este rolul psihologului, dacă trebuie să ne explicați? Da, chiar am primit întrebarea asta cu câteva zile. Care e rolul psihologului într-o echipă? În general, într-o echipă, nu neapărat într-o echipă de fotbal, într-o echipă sportivă. Ajută foarte mult la comunicare, cum spunea și domnul profesor, comunicarea în echipă, între fete, aici între fete, comunicarea la nivelul staff-ului. Îi ajută pe tehnicieni, pe antrenori, să înțeleagă modul de gândire al acelor copii, dacă sunt copii, sau al sportivului. Depinde foarte mult de etapa de dezvoltare în care se află acel copil care face sport. Ajută foarte mult la unitatea echipei. Le ajută să rezolve ușor, ușor anumite conflicte din echipă, pentru că apar tot timpul conflicte, ținând cont de perioada de dezvoltare, fiecare cu personalitatea ei și atunci, da, Pot să apară conflicte între antrenor și sportiv. Ajută foarte mult psihologul la gestionarea emoțiilor. Și asta este foarte important, pentru că în
în momentul în care pierd un meci, în momentul în care încasează goluri, după goluri, în timpul meciului. Chiar au nevoie să gestioneze succesul, nu numai pierderea. Toleranța la frustrare, unde știu că avem de lucrat cu toții. Este foarte important să știu să gestionez asta. Și la un moment dat apar tot felul de aspecte din zona psihologiei pe care, da, pot să le gestionez. Revenind la echipa de, la grupa de copii, de băieți, de care amintea doamna psiholog, vreau să subliniez faptul că tactica clubului nostru este de a-și crește jucătoare, nu de a lua din altă parte gata formate. De aceea am întreprins mai multe acțiuni. Una dintre ele este grupa de junioare pe care o avem, Under 14. Copile de la clasa 5-a până la clasa 8-a, să spun așa, în medie, sub 14 ani, și ele participă într-un campionat național al junioarelor. Și mai mult decât atât, ne-am dorit și am constatat faptul că e bine să începem fotbalul la fete și mai de jos. De aceea am pus la punct o grupă de băieți pentru prima dată, fiindcă nu aveam la nivelul vârstei under 10, sub 10 ani, fete de clasa, până în clasa 4, nu aveam destule fete în care să începem o grupă singură pentru fete. De aceea am început o grupă de băieți unde am invitat și fetele. Fotbalul mix se practică în lume până la 12 ani. Deci, acum avem, pe lângă grupa de băieți, avem și trei fete și sunt în continuă creștere. Chiar cineva m-a sunat, un părinte, și a spus că îmi va aduce o fată chiar de mâine la antrenamentele grupei respective. Ne dorim ca să găsim și să ridicăm fetele chiar de la vârsta de 10 ani sau sub 10 ani, astfel încât să ne le putem crește așa cum vrem noi și din punct de vedere sportiv și din punct de vedere motivațional, educațional, din toate punctele de vedere, fiindcă a fi un sportiv bun nu înseamnă doar a respecta niște cerințe tehnico-tactice, ci a avea și un profil psihologic foarte bun. Să știți că cele mai bune jucătoare sunt jucătoarele pe care ți le formezi tu după experiența și dorința proprie pe care o ai și pe care încerci să o modelezi pentru clubul tău. Cum e organizată competiția în Liga a doua? Câte etape, câte serii? În Liga a doua, Liga a doua este împărțită la nivel de țară în două serii. Fiecare serie are câte 8 echipe. Noi facem parte din seria 1, alături de Vașa și Femina Odorheiu Secuiesc, Ladies Târgu Mureș, Viitorul Reghin, Selena Constanța, Navobi Iași, Măgura Bacău și cred că a mai sărit cineva. Cam astea sunt echipele. Este o serie foarte grea. Principala candidată la promovare și-a anunțat deja obiectivul Selena Constanța. Își dorește de două sezoane să promoveze. Probabil că anul acesta își va dori și mai mult. Noi nu avem ca obiectiv promovarea, dar în schimb nu ne vom lăsa mai prejos și vom lupta meci de meci, etapă de etapă, pentru a obține cât mai bune rezultate. Asta este obiectivul nostru și scopul nostru pentru acest sezon. Să ne creștem jucătoarele, atât cele de la Liga a doua, cât și jucătoarele de la junioare, și să le promovăm spre loturile naționale de fotbal feminin. Nu, se joacă sistem normal, clasic, fiecare cu fiecare, tur-retur. În luptam asta, jucați tur și apoi în primăvară tur? Da. 7 meciuri acum și 7 în primăvară și probabil vom mai avea un meci de cupă. Încă la nivel de retrogradare încă se discute. Sigur, ultima va retrograda și probabil ultimele două vor intra la baraj. Deci, pentru a fi în cărți, va trebui să ne menținem cel puțin la mijlocul clasamentului. Și ce mai aveți din partea federației, cum mai ales autorul de alegeri acum, sau văd un altul mai aveți de pe... Domnul președinte Răzvan Burleanu... Se vede din nișul față de fotbalul... Da. Și nu merită cluburilor fotbal feminin și acum, la bază, poți vehicula favorile, de ce au beneficiat de acelea sistem de votare și un vot de aici, valorează. S-a vorbit foarte mult pe tema asta.
Ce pot să vă spun eu este faptul că m-am afiliat cu clubul la federație, l-am găsit președinte pe domnul Răzvan Burleanu. Dumnealui este foarte deschis spre fotbalul feminin, chiar din mandatul dumnealui s-au văzut, din primul mandat s-au văzut unele creșteri din punct de vedere al sprijinului acordat fotbalului feminin. Noi, cei din fotbalul feminin, într-adevăr, l-am susținut în alegeri pe domnul Răzvan Burleanu, nu mai este un secret pentru nimeni lucrul ăsta. De ce l-am susținut? Pentru că și dumnealui susține fotbalul feminin și îl susține cu mare ardoare. Privire la sprijinul pe care îl avem din partea federației, în momentul ăsta avem o subvenție din partea federației. Nu sunt foarte mulți bani, dar sunt bani pe care îi folosim pentru deplasare. Mai precis, primim 2,20 lei pe kilometru pentru meciurile pe care le avem în deplasare și primim o subvenție de cazare pentru deplasările mai lungi de 250 de kilometri, de 60 de lei pe jucătoare. Nu ne acoperim costurile pe care le avem cu această subvenție, dar sunt de bun augur acești bani, fiindcă e un ajutor din partea federației. Pe lângă acest lucru, anual primim mingi de la federație și uneori chiar și un echipament de joc.